la un nou daily vlog. Salutare! Astăzi este vineri, iar noi am plecat puțin până la Decathlon, tot cu treabă, la Decathlon și în Dedeman, pentru că vreau să-mi cumpăr o floricică din aia, cum era palmierul meu pitic, dacă vă mai aduceți aminte. Nu știu dacă v-am povestit vouă sau nu, dar în momentul în care a început să crească, vorbeam cu Cristi într-o seară, într-o după-amiază și zic, Doamne, uite ce frumos a evoluat floarea asta și cât a crescut și ce frunze verzi și frumoase. După ce am schimbat atunci ghiveciul, chiar o luase așa din loc și Garfi nu a mai atentat la ea absolut deloc. Până în după-amiaza aia, când efectiv am mai găsit doar așa un băț din ea, ea stând în același loc, v-am zis, n-am mutat-o sau ceva, dar nu știu ce i s-a părut lui Garfi, habar n-am, și am rămas practic un băț de floare. Atât. O să vă arăt acasă dacă mi-aduc aminte. Și am zis că neapărat vreau să o înlocuiesc, mă duc să caut o floare chinuită ceva, că așa am cumpărat-o și pe aceea, am găsit-o într-un ghivecel așa micuț, în Kaufland, și era propădită, săraca, mi s-a făcut milă. Eu nu prea... Adică îmi plac plantele naturale, dar nu am cum să le țin în casă, pentru că mi este foarte frică de Garfi. Știu că multe dintre ele nu sunt toxice pentru pisici, doar că mi-e frică mie și atât. Stau să îmi mai las eu tricoul ăsta, că mi s-a ridicat. Așa, și îmi plac, dar le prefer pe astea mai micuțe, așa în ghiveș mai micuț. De-aia vreau să merg până în Dedeman. Cristi zicea să mergem până la Hornbach, dar până acolo e cale lungă și lasă, nu stăm în trafic, e foarte aglomerat și pe mine mă arde din nou stomacul, de fapt partea asta, în fine, de-aia mă vedeți așa un pic că nu sunt eu cu vibe-ul meu, pentru că doar ce am luat o chestie din aia de stomac, nu știu din ce cauză, n-am mâncat prostii sau ceva, n-am mâncat din oraș. Habar n-am. Am făcut niște vinete cu maioneză astăzi și posibil ca ele să fie de fapt problema. Eu sunt o iubitoare de vinete cu maioneză și astăzi chiar m-am bucurat de ele, dar uite că nu prea mi-au făcut bine deloc. Și împreună astăzi am făcut gătite, doamne, clătite. Eu i-am făcut compoziția lui Cristi, iar el a stat și a făcut clătitele. După atâția ani de relație, este pentru prima oară, să știți, când facem clătite împreună. Am avut și noi timp nu pentru așa asta. De important. Ce? Faptul că am pus în direcția. Păi, ba da, pentru că am lucrat jumate-jumate. Dacă compoziția nu e bună, într-adevăr, clătitele nu ies ok, dar dacă n-ai răbdare, nu stai acolo să le bibilești în tigaie și așa, da, ori se ard, ori... Da. Ai văzut, contează foarte mult. Și chiar am lucrat așa, ca o echipă astăzi, a fost tare drăguț. Eu mai am de editat în seara asta vlogul pe care o să-l vedeți voi sau nu, pe care l-ați văzut voi. Dar m-am speriat pentru că o oră am material filmat și astăzi nu. Am făcut cu totul și cu totul altceva, mai puțin să mă ocup de editarea acelui videoclip. Probabil prin weekend asta o să fac. Gata, mergem la Decathlon, are Cristi niște treabă aici și mai filmez că l-am luat pe Osmin.
trecut peste noi weekendul, vorbesc astăzi cu voi luni, repede, repede. Bine, nu prea pot eu să vorbesc foarte repede, dar îmi dau silința. Asta pentru că la 2:30 merg la dentist, acum este 4:55. M-am îmbrăcat și o să-mi pun și o cămașă peste, pentru că e o temperatură așa ciudată afară, nici nu știu, naibii. În mașină stăm cu aerul condiționat, că e super cald, afară cald, nu mai știu cum să mă mai îmbrac. În fine, asta o altă discuție. Și am zis să deschid repede camera, să vorbesc puțin cu voi, pentru că v-am lăsat așa în copac un pic. Am filmat ultima oară vineri, când am fost la Dedeman, parcă, sau am filmat, nu mai știu, mă rog. Am fost la Decathlon și a cumpărat Cristi ce avea nevoie de acolo și pe urmă am mers în Dedeman, mi-am găsit plantă, o să vă arăt imediat, să vă povestesc așa ce s-a întâmplat cu ea. Vă povesteam despre soarta celuilalt palmier pe care l-am avut. Am securizat floarea asta, am pus-o, o să vedeți când mă întorc de la dentist și vorbim așa mai pe larg, am așezat-o pe aragaz, pe capacul ăla de la aragaz, pentru că atunci când nu gătesc, eu am aragazul cu capac, cu un prosop deasupra, chestii de decor și așa mai departe. Și am pus-o în colțul acela, am securizat-o foarte, am îngrădit-o așa cumva, să nu cumva să ajungă garfi la ea. În prima seară a stat ok, am văzut că îi capta atenția, se tot mișca el pe acolo pe lângă aragaz, dar zic, lasă că e ok. Sâmbătă, dacă n-am fost acasă, am depozitat-o, mă rog, am pus-o în cadă cu ușa închisă la baie, i-am lăsat geamul deschis, a avut lumină naturală, toate bune și frumoase. Am scos-o aseară când am ajuns acasă, am pus-o la loc acolo în colțul de la aragaz, totul a fost ok, pe timpul nopții nimic, de dimineață am găsit pe gresie, de fapt Cristi a găsit pe gresie o mână așa din frunzele plantei. Zic, bă, ce naiba, când mă uit. Câteva frunze erau efectiv smulse, el le-a înghițit probabil, nu-mi dau seama, dar erau întregi pe gresie acolo. Și de fapt s-a urcat pe blatul de bucătărie, a pus așa o lăbuță, că atât încăpea, o lăbuță pe capacul de la aragaz și s-a întins așa ca o girafă să mănânce palmierul. Doamne, v-am zis că este non-toxic, deci nu are treabă, doar că provoacă vomă pisicii, cum s-a și întâmplat, v-am zis. Din nou, am dat-o și mai în colțul acela, n-am unde să o pun așa pe mobilă sau ceva, pentru că unul la mână noi nu avem corpuri de mobilă înalte, că mie nu-mi plac. Avem în sufragerie etajera aceea de la cărți, doar că acolo nu e lumină naturală și n-am luat-o să îmi bat joc de ea. Acolo la bucătărie e numai bine, și lumină naturală, și protecție de garfi, credeam eu. Dar ce să-i face? Aia e, a ciopărțit-o un pic, o să vă arăt și vouă astăzi. Am împins-o așa mai spre faianță, sper să nu mai atenteze la ea, ținând cont că sper că l-a durut burtica și că a fost o lecție, o învățare de minte pentru el. Sper să nu mai aibă treabă, dacă nu, voi fi nevoită să renunț la ea, că nu vreau să-i pun viața în pericol, sub nicio formă. Și mai voiam să discut ceva cu voi. Oricum o să mai vorbim și când mă întorc de la dentist despre o mega descoperire și mă adresez aici fetelor cu, sau mă rog, și băieților, fete, băieți, nu contează, care au probleme cu coșurile, dar vorbim cam mai multe de spus când mă întorc de la dentist. Până una alta, vreau să vă spun un pic despre Forcapil, pentru că am primit foarte, foarte multe mesaje în privat, în comentarii, multe întrebări despre nebunia asta de Forcapil și v-am spus că îmi place foarte mult. Am luat și capsulele, mai am vreo 4 sau 5. M-am dat cu soluția aceea în fiecare dimineață și în fiecare seară. La început mi s-a părut, băi, un miracol, efectiv. Vă spune aici un om care are probleme cu căderea masivă a părului, îmi cade părul foarte mult, pe sistem nervos, de la stres, de la toate alea, mie imediat îmi cade părul, mai ales că nu stau excepțional la nivelul de fier din organism. Știu lucrul ăsta, încerc să tratez cu capsule de fier, dar am crezut eu că am descoperit ceva ce nu mai știa nimeni, pentru că, într-adevăr, primul rezultat, să zic așa, a fost wow. Doar că acum, în ultima vreme, nu zic că nu m-am stresat eu mai mult, pentru că am avut și evenimente la foto.
ne-am stresat să ducem toate fotografiile, să le predăm atunci când trebuie, pentru că nu ne place să întârziem și toate lucrurile astea. Am fost stresată, dar nu ceva a ieșit din comun. Băi, și îmi cade părul la fel ca înainte. Deși v-am zis, nu am stopat utilizarea acelei loțiuni de la Forcapil, nu am... Bine, capsulele le-am oprit odată pentru că nu am știut că mai am o folie până când n-am găsit-o în cutia aia cu suplimente. Dar, mă rog, vreo 4 zile, cam așa. De atunci le iau mereu, în fiecare dimineață. Nu, acum ceva groaznic. Deci dacă vă arăt, eu dacă fac așa... Stați. Acum am noroc că m-am pieptănat și mi-am prins părul, că altfel... În general, când fac așa și nu sunt pieptănată, efectiv mi se încarcă mâna de păr și peria o... Iau așa părul din peria pentru păr de multe ori pe zi, dar sunt așa un pic dezamăgită. Vreau în schimb să vă fac, de fapt nu să vă fac o recomandare, pentru că a trecut relativ puțin timp de când folosesc produsul respectiv, dar din punct de vedere vizual și după cum se simte firul de păr, vreau să vă vorbesc despre un alt produs. Nu știu dacă știați de brandul acesta, nu știu, dar vreau să vă vorbesc. Atât am avut de spus până acum, referitor la Forcapilul ăsta, că am tot primit întrebări. Prima impresie a fost una extraordinară. O, Doamne! După cum v-am spus și vouă și v-am răspuns la fiecare mesaj, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu știu ce s-a întâmplat acum, dacă știți voi sau dacă am pe aici medici, oameni pregătiți în domeniul acesta, vă rog să-mi spuneți. La început nu mi-a mai căzut părul, iar și am luat aceleași suplimente și atunci și acum, deci nu e nicio schimbare, efectiv, într-adevăr. M-am stresat, dar naiba, eu mă stresez mereu și când dorm, cred că sunt stresată, deci nu e asta o diferență. Să-mi spuneți dacă aveți idee. Mă duc să-mi iau cămașa pe mine, îmi dau gutierele jos, îmi spăl dinții foarte bine și ne mai auzim după dentist. Ne-am oprit puțin în parc pentru că am terminat la dentist, toate bune și frumoase, dar în momentul în care ieșeam pe ușă am primit un telefon și mi-a spus că este de la poștă și că am un colet să merg la poștă și să-l ridic. Numai bine, deci s-au potrivit toate, Doamne, incredibil, am terminat la dentist. Totul este în regulă, vom merge la o igienizare pe 26, pentru că săptămâna următoare e full și asta și, mă rog, atunci avem timp și atunci ne-am potrivit cu programul, pentru că vom merge amândoi. Am luat și de la poștă coletul și ne-am oprit puțin în parc, pentru că e minunat. Avem mașina parcată undeva foarte aproape, aici, și am zis să venim să stăm un pic pe bancă. Uite și pe ăștia, doi ce drăguți sunt. E tare, da, freză. Uite, ia uitați-vă la porumb, voiam să zic pescăruș, doamne, porumbelul ăsta. Ce freză are, măi! Vedeți? Are un moț acolo, vreți, doamne. A fost la barbershop. Da, e foarte plăcut la umbră, deci super, dar la soare, doamne, cât de cald e. Eu mi-am luat rochia asta, dar v-am arătat, nu? Da, că am filmat acasă rochia asta, am și o cămașă pe mine, dar, mă rog, am renunțat la cămașă pentru că... E cald, aia e. Mai stăm puțin aici, ne mai relaxăm și pe urmă mergem acasă, ne apucăm de treabă. Ia uitați-vă cine a venit la noi! Leuțu! Ce faci, măi băiatule? Ce faci tu, iubitule? Ai păpat, mama? Of, doamne! Da, a venit, a mâncat și în partea aceea are apa. Ăsta este aici pentru Garfi, pentru că e super rece pe vazul ăsta și i l-am pus. Voiam să vă arăt planta mea. Stai, să scot asta din priză, că nu are de ce să fie în priză. Eu urăsc firele, cablurile și toate alea, nu-mi plac deloc. De-aia încerc să le maschez așa cât de mult posibil, să atrag atenția orice altceva, mai puțin prizele și toate astea. Uite, aici am pus planta. Deci ăsta este aragazul. Știți că coșul acesta era, uite aici, în partea asta, doar că l-am luat de acolo și l-am așezat aici. Așa am considerat eu că planta asta o să fie în siguranță, dar îmi dau seama că nici așa nu e în regulă. O să văd dacă rezistă, dacă nu rezistă. Uitați, aici ticălosul. Mami! Ce faci tu acolo? Da, face belele, ce să facă? Și uite, așa arată, stai să dau coșul ăsta. E foarte, foarte drăguț, îmi place mult. Și uite cum îi sunt. Opa!
Cam așa, i-am mâncat garfii. Ce să zic, n-am ce să zic, nici nu am ce să-i fac. Și se potrivește mult cu colțul acesta. Eu sper să reziste, mă gândesc acum, dacă a gustat un pic din ea, a văzut că nu este iarba mâței, poate o lasă în pace să stea aici, că îmi place mult până se mai obișnuiește garfii cu ea, să așez coșul ăsta așa cum trebuie. Și asta voiam să vă arăt. Stați să întorc camera, să vă așez aici undeva și să stăm puțin de vorbă. Așa, v-am așezat lângă frigider. Perfect. Nu știu ce e acolo în spate. Chestiile lui Cristi. Faceți abstracție, vă rog, de magneții mei de pe frigider. Nu am ce să le fac. Dacă sunt aici cârcotaș, nici nu dezlipesc alte chestii de pe frigider. Fac mențiunea asta pentru că de-a lungul timpului, de când fac online, Doamne, câte vezi și câte auzi. Îmi spusese cineva la un moment, nu că îmi spusese, mă jignise cineva la un moment dat pentru simplul fapt că am eticheta aia cu, știți, cu consumul de energie sau ceva, o am lipită pe frigider. Doamne ferește, dacă și asta mai deranjează serios acum, că... Dar aia e, eu nu încerc să fac pe plac nimănui, cine mă place, mă place așa, nu îmi schimb conținutul sau ceva, pentru că nu... E ok, devii altcineva dacă încerci să faci pe plac tuturor oamenilor. În fine, am ajuns și noi acasă, am terminat mare parte din treburile pe care le aveam, am făcut și o cafea, mai avem puțină, de fapt eu mai am puțin aici, stai să mai iau o gură. I-am pus și niște apă în pahar, pentru că de când am arsurile alea la stomac, nu mai beau așa cafeaua și de fiecare dată când iau o gură de cafea, mai iau și o gură de apă, pentru că teoretic așa se și consumă cafeaua împreună cu apa. La dentist, toate bune și frumoase, după cum v-am spus, nu am nimic nasol, bine, mă așteptam să nu fie nimic nașpa, pentru că eu am tot fost la controle, știți și voi că am tot stat prin clinică. Eu merg la Regina Maria, în cazul în care vă interesează, dacă sunteți noi pe canal și dacă nu știți toată aventura mea cu dinții, vă invit să mergeți la clipurile vechi, chiar am un playlist aici pe YouTube, dentist sau la dentist sau despre dentist, ceva de genul ăsta, și dacă considerați că aveți probleme cu dinții, intrați acolo, aflați foarte multe informații, pentru că eu am împărtășit cu voi absolut tot din această experiență complet neplăcută prin care am trecut, dar acum sunt pe drumul foarte bun. Așa, n-a fost nimic nasol, doar că am programat acea igienizare pe care trebuie să o faci la 6 luni. Eu am așteptat, ar fi trebuit să fac mai de mult igienizarea asta, doar că am așteptat să vedem, au, ce naiba, mă doare un dinte. Să vedem cum stă treaba cu aparatul, dacă m-am obișnuit, dacă gutierele sunt ok și slavă Domnului, totul e în regulă. Mai am eu bâlbâielile astea, țâurile, nu pot să le pronunț, dar... Față de ce am trăit și prin ce am trecut acum, slavă lui Dumnezeu, totul e mai mult decât perfect, deci efectiv mai mult decât perfect. Da, și am programat acea igienizare și Cristi, stați, așa, și Cristi la fel, o să mergem amândoi pe 26, v-am spus, pentru că aia este într-o zi de luni, mie îmi place ziua de luni, aceea este pur și simplu singura zi în care ne-am făcut așa programul și e disponibilă. Și cam atât, eu o să mai merg și miercuri la Regina Maria, la clinică. Regina Maria asta este vechiul Dr. Leahul, deci pe vremea când m-am apucat eu de dinți, anul trecut în octombrie, deci mai am puțin și fac un an de când mi-am rezolvat toate problemele dentare. Pe vremea când m-am apucat eu, clinica se numea Dr. Leahul, dar s-a întâmplat un rebranding și a devenit Regina Maria. V-am mai povestit asta ca să închei ideea cu la ce clinică merg eu. Dacă vreți mai multe informații, mergeți la acel playlist aici pe YouTube. Și merg și miercuri pentru controlul ortodontic. Deci eu astăzi am fost la doctorul meu, dacă sunteți în căutarea unui doctor stomatolog
extraordinar din toate punctele de vedere, empatie, profesionalism, grijă, dedicare, implicare și toate alea de bine, mergeți la Regina Maria, căutați-l pe Dr. Stanco Octavian și o să vă rezolve toate problemele pe care aveți. Vă garantez chestia asta, pentru că la mine s-a luptat. Mă rog, eu am avut niște probleme nasoale cu gingia din cauza fațetelor pe care mi le-am pus la o altă clinică și a reușit să facă ceva ce nu m-aș fi așteptat. Și într-un timp relativ scurt, gingia mea s-a vindecat mai greu, dar tot ce a ținut de partea de stomatologie s-a făcut într-un mod foarte profesional. Deci dacă vreți un om de încredere, mergeți la Dr. Stanco Octavian și o să vedeți că nu o să regretați. Astăzi am fost la el, pentru că el este medicul meu stomatolog, iar miercuri o să merg la, nu mai știu numele de familie, doamna Claudia. Este o doamnă foarte drăguță, blondă, și este ortodont aici în Constanța. Îmi place foarte mult, ne-am conectat așa. Merg la control ortodontic, v-am zis, să vedem cum sunt gutierele, dacă dinții sunt ok. Și cam atât. Deci o să fie un simplu control, nu mi-e teamă de absolut nimic. Și pe 26 voi merge la detartraj. Da, și cam atât. Mâine, marți, să vă spun așa puțin planurile, pentru că vreau să închei vlogul ăsta după ce vă arăt cele două produse, să vă zic și de ce. Mâine, marți. Deci astăzi am avut programarea la dentist și alte chestii de făcut, printre care s-a strecurat și treaba asta cu mersul la poștă și cu luat un colet. O să vedeți voi sau ați văzut, nu știu cum postez clipurile astea, depinde foarte mult cum le editez, cum am timp să le editez, oricum încar laptopul după mine peste tot. Am mai luat și o gură de cafea, că așa cum vă povesteam în alte vloguri, eu când iau cafeaua cu mine, zic, băi, îmi fac o cafea și vorbesc cu oamenii în vlog. Dar de fiecare dată uit să mai beau din cafea, pentru că vorbesc aici cu voi și cafeaua mi se răcește. Iar acum am mai luat o gură, mai am vreo 3-4 guri, dar le țin pentru mai târziu când mă apuc de editat. Ce vă ziceam? Că iau laptopul cu mine peste tot. Când prind puțin timp liber, pac, mă apuc și editez. Ideea este că, știți și voi, luna august este luna evenimentelor în general și septembrie. Și avem foarte multe evenimente. În fiecare weekend aproape avem eveniment și sunt multe fotografii de editat. Se ocupă Cristi de treaba asta pentru că el e, cum să zic, capul în business-ul ăsta cu fotografia. Și el se ocupă de editat. Doar că sunt anumite lucruri care țin de detalii fine, de partea asta de editare mai amănunțită, dacă pot să mă exprim cu cuvintele astea simple, pe care le fac eu. Și trebuie să mă organizez foarte bine. De asta vedeți că sunt un pic haotică cu videoclipurile și vă spun că nu știu cum le postez, cum le filmez și așa mai departe, pentru că mai sunt și alte lucruri de făcut, dar sper că, adică, trebuie să înțelegeți. N-aveți ce să faceți, trebuie să înțelegeți, pentru că așa este perioada. Dacă ați fost cu noi, nu stați că vara trecută nu am luat evenimente, doar foarte puține la oameni apropiați, pentru că am avut noi nunta și nu am luat evenimente. Dar dacă ați fost cu mine în vlogurile de acum 2 ani, acum 3 ani, înainte de pandemie, știți că se întâmpla exact același lucru. Așa, săptămâna aceasta este plină. Astăzi am fost la dentist și s-au mai strecurat diferite chestii în program, dar am avut 10 minute, Doamne, în care am stat în parc, deci a fost grozav. Efectiv minunat, deci în alea 10 minute zici că am dormit 3 nopți. Așa m-am încărcat cu energie, minunat a fost. Mâine trebuie să merg la homeopat. Și pe lângă alte chestii, trebuie să filmez o colaborare și să testez anumite produse, cum sunt, clipurile acelea cu Tryon. Acum trebuie să fac partea de test pentru produsele pe care le-am primit, toate astea mâine. Trebuie să și editez videoclipul acela. Miercuri merg la ortodont la ora 14 sau la ora 15, nu mai știu, că le-am trecut în agendă. Nu mai știu. Așa, joi. Joi este ziua Marinei, 15 august și de dimineață vrem să ne trezim și să mergem pe faleză, pentru că, nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar n-am fost niciodată de dimineață
De ziua Marinei, pe faleză, în port, n-am fost niciodată, pentru că eu, unul la mână, nu sunt un om matinal și nici Cristi. Nu, Cristi e matinal, dar nici Cristi n-a fost. Asta voiam să zic. Și vrem și noi să mergem, la fel cum se întâmplă cu parada aia de 1 decembrie. Eu n-am fost niciodată în Constanța la parada de 1 decembrie, pentru că nu m-am trezit niciodată la timp. Așa, și asta vrem să facem. Opa, stați că am intrat aici niște setări. Așa. Asta vrem să facem joi, pe urmă, joi după amiază, vine caravana DM, caravana sănătății, clipul ăsta voi l-ați văzut după ce a trecut joi, că eu vorbesc de joia asta la mine pe 15, cum v-am spus, și vreau să merg și eu în parcare la Maritimo, parcă, la mall-ul ăla mai îndepărtat de mine, și vreau să merg și acolo. Iar vineri sper să vină părinții mei din nou la noi să petrecem un weekend împreună. A fost foarte drăguț weekendul, știți, în care au venit ei și am filmat foarte, foarte puțin. Sper să vină ei la noi și o să filmez într-un alt vlog ce facem, pe unde mergem. O să fie destul de aglomerat weekendul acela, fiind weekendul cu ziua Marinei. Mă gândesc că vor fi foarte mulți turiști, dar cu atât mai bine, ne mai relaxăm așa și noi. Deci, până vineri trebuie să trag tare și de vineri încolo am partea de relaxare. Și de săptămâna următoare începem cu evenimentele. Da, gata, asta voiam să vă spun așa, că n-am mai stat de mult la discuții despre ce avem de făcut, ce am eu de făcut. Vedeți că sunt haotică și am simțit nevoia să vă explic puțin ce se întâmplă. V-am spus că o să vă vorbesc despre oh my god, despre două produse. Ah, by the way, mi-a spus domnul doctor că încep să se miște dinții ăștia, s-au distanțat doi dinți de aici, dintele de jos, care mă jenează. Nu pot să zic că tratamentul ăsta ortodontic, vai, este fără pic de durere și nu e așa. Simți și e normal să simți, dar nu ceva să te dai cu capul de pereți, cum simțeam eu la început, pentru că aveam elasticele foarte puternice. E o presiune, e o durere, e o sâcâială. Exact așa se descrie, o sâcâială. Și spuneam că mă doare un dinte aici și chiar mi-a zis că se vede că își schimbă poziția acolo. Ideea este că am doi dinți care trebuie răsuciți așa. Nu știu cum Dumnezeului reușesc gutierele astea să facă treaba asta, dar wow, wow, efectiv wow. Gata, am încheiat discuția. Mă cam dor un pic, asta v-am să zic, că mă cam dor un pic dinți în partea de jos aici și vi se pare că în momentul în care strâng așa, vi se pare că fac chestia asta, dar e din reflex că mă dor dinții. Deci, mi-am cumpărat de la brandul Oleia. Eu am foarte multe produse din perioada aceea în care, știți că am luat pauza de la online, nu doar de la YouTube, de la online. Am avut o perioadă în care nu m-am simțit foarte obosită, eram haosată cumva, trebuie să îmi pun liniște și ordine în tot ce se întâmplă în jurul meu, colaborări și toate astea, și am preferat să nu mai postez, nu știu, vreo 3 săptămâni, cred că nu am fost activă. Ei bine, în perioada aia am descoperit produsele Olea, mătușa mea le folosește, mi le-a recomandat și mie și mamei mele și mi-am cumpărat o grămadă. Eu, trecând timpul, nu mi-am mai adus aminte să vă vorbesc și vouă despre ele, dar o să vi le arăt într-un alt vlog pe toate și tot ce folosesc, plus că vreau să plasez o comandă de pe site-ul lor. Până atunci vreau să vin în fața voastră cu două produse care efectiv m-au fascinat și vă spuneam că mă adresez în special oamenilor care au probleme cu coșurile, cu acnea. Și cum vă spun de fiecare dată când abordez subiectul acesta, dacă aveți acnee sau ceva la un nivel mai ridicat, mergeți la dermatolog, pentru că și eu am fost, el știe cel mai bine ce să vă dea, care este tratamentul potrivit pentru voi și pentru tipul vostru de problemă. Dar dacă sunteți în aceeași situație în care sunt și eu acum și vă mai apar 2-3 coșuri pe aici, pe acolo, în diferite perioade ale lunii, sau dacă ați pus mâinile murdare pe față, din vari motive, vă recomand uleiul de arbore de ceai. Deci, așa este. Stați că eu nu prea știu unde pune focus, a? Că filmez cu Osmin, cu Osmo Pocket. Și nu știu, este pentru prima oară când vă arăt ceva la cameră, sper să se vadă acolo. Dacă nu se vede, o să vă las o... A, uite că a venit și Florinel. Este celălalt pisoi. O să vă las o fotografie pe ecran, dacă nu s-a văzut, să fiu sigură că informația ajunge la voi
cum trebuie, mai pun și focus aici. Este uleiul de arbore de ceai, este ulei pur, nu trebuie aplicat direct pe față, ci trebuie diluat în ceva. Scriau fetele acolo că fie îl poți aplica diluat în ulei de măsline, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, n-am încercat, dar îl pot spune în crema de față, în cazul în care ai exces de sebum și chiar vrei să-l folosești constant, deci în fiecare seară, sau îl poți aplica într-o cantitate mai mică de cremă, poți pune câteva picături, apoi să-ți aplici pe coșuri. Nu am fost absolut deloc reticentă, pentru că folosesc alte produse olei, cum v-am spus, și sunt extrem de mulțumită de ele. Și am luat crema aia cu mucină, sper că se numește, nu știu, aia de la Cosarex. Am pus-o la produse terminate astăzi, sau ieri, nu mai știu. Am luat ce cantitate mai rămăsese din crema respectivă, am pus-o într-un recipient micuț, am adăugat 10 picături din uleiul ăsta de arbore de ceai. Măi, știți cum se duc toate coșurile? Nu aveți idee, deci chiar îmi spusese și Cristi să mai cumpărăm un Acne Me. Știți că am avut eu o colaborare cu Zen Lux, un site foarte interesant, și mi-au trimis acea soluție Acne Me, care e foarte mișto, deci dacă vrei ceva care să nu fie natural, așa, să fie la îndemâna oricui, puteți să încercați soluția aia, că usucă tot, frate, tot. Și am zis, mă, stai un pic, să vedem cum funcționează uleiul ăsta de arbore de ceai. Eu l-am luat la reducere, am dat vreo 30 de lei pe el, sau 30 și puțin. Am aici o cantitate de 10 ml, dar v-am zis, trebuie aplicat foarte puțin și diluat în ceva. Și am aplicat lui Cristi pe un coș, avea un coș aici, de dimineață. Vreau să vă zic că până la prânz nu mai era umflat absolut deloc. Deci, efectiv, nu se mai cunoștea. Doar că rămăsese o pată roșie în zona în care a fost, dar atât, în rest, nu mai era inflamat, agitat, nimic. Iar eu cu produsul ăsta mi-am tratat cele două coșuri pe care le-am avut aici. Le-ați observat și în clipurile trecute și în reel-ul de pe Instagram. Am depășit perioada aceea în care... Nu că eram complexată, dar voiam ca tenul meu să arate așa foarte bine, cum arată la toate fetele, și îmi mai acopeream coșurile când filmam sau ceva, dar în ultima vreme le-am lăsat așa, pentru că ăsta e tenul meu, până la urmă nici nu vreau să dau impresia de mamă ce față perfectă am și să complexez pe altcineva care poate mă privește și nu are tenul așa cum crede că îl am eu, așadar, frate, asta sunt, am și coșuri, am și toate alea pe față. Și ați observat că am avut două coșuri aici, uite cu ăsta, le-am rezolvat, de când a venit îl folosesc și îmi place foarte, foarte mult. Ce-i drept, eu nici nu umblu la coșuri, că nu-mi place și faci mai rău, m-a ajutat foarte, foarte mult, deci extraordinar. Mirosul este puternic, într-adevăr, pentru că am citit și la Olea pe site, că toată lumea se văita acolo de miros. Mie îmi place, miroase motorină și mie îmi place mirosul ăsta. Dacă nu vă place, nu știu ce să zic, dar face o treabă senzație. Și mai vin la voi cu un produs. El se numește ulei pentru masaj cu rozmarin, piper negru și salvie parcă, și el este 100% pur. Însă, uleiurile astea de aici, și rozmarinul și piperul negru și salvia, eu întotdeauna le-am folosit pentru păr și pentru căderea părului. În momentul în care am văzut produsul ăsta, deci am foarte multe idei. Larisa, concentrează-te! Vedeți, de-aia am aparatul ăsta dentar, cred că mi l-a dat Dumnezeu, a zis, măi, fată, tu vorbești prea mult și ești prea deconcentrată, trebuie să te adun un pic și să scoți mai puține cuvinte pe minut. Deci, eu am intrat pe site-ul lor pentru uleiul acela pentru coșuri și am intrat și în secțiunea pentru căderea părului, că v-am zis, la forcapil nu mai văd în momentul ăsta rezultate și îmi cade părul rău de tot. Am intrat la căderea, imediat îți dau ceva bun, promit, îți dau niște cărniță. E pisoiul ăla la geam, v-am zis. Am intrat la secțiunea pentru îngrijirea părului și am văzut acolo că aveau separat ulei de rozmarin, de piper negru, salvie, tămâie parcă și mai era altceva. Deci pe site-ul lor găsiți numai chestii naturale, 100% naturale, 100% pure. De aia prețul la un moment dat poate să vi se pară puțin mare, dar vă zic eu că se merită. Și, opa, și voiam să cumpăr acele uleiuri, dar m-am gândit, bă, oare nu găsesc un ulei care să le conțină pe toate, să nu mai stau eu să le amestec pe acelea? Și când l-am văzut pe ăsta,
care are tot ce-mi doresc, eu și rozmarin și piper negru și toate alea bune pentru păr, zic, vino, frate, că ești al meu, te iau acasă. Chiar dacă scrie că este ulei de masaj, intrați la ei pe site și veți vedea acolo că scrie anticăderea părului, relaxant, pentru relaxare musculară, articulară, pentru mai multe chestii este bun, chiar și pentru ten. Eu nu l-am aplicat pe față, dar v-am zis, îl aplic pe scalp. De-aia v-am zis că nu pot să vin neapărat și să vă zic, băi, cumpărați-l pe ăsta, anticăderea părului, că e extraordinar, deși costă doar 30 de lei sau 35 de lei, cam așa la reducere, însă pot să vin aici să vă spun că aplicat așa, ca livin, deci nu să-l clătiți, pur și simplu îl aplicați și îl lăsați acolo, doamne, e minunat, efectiv. Deci, eu nu știu dacă voi vă dați seama, bine, acum am părul foarte încurcat, că l-am avut prins pe tot aici sus și de-aia arată așa mai aiurea, dar nu știu dacă vă dați seama, însă este strălucitor, nu așa cum e părul meu, cam de fiecare dată, tern și creț și vai de capul lui, uscat, acum mi se pare că strălucește, pun... Nu ca o pompiță, jumătate de pompiță în palmă, îi fac în felul ăsta, vin și îmi dau doar aici în porțiunea de vârfuri și mie mi se pare că, doamne, părul strălucește foarte frumos. Aseară mi-am spălat părul, aseară târziu, când am ajuns acasă și mi-am dat cu puțin ulei din ăsta. Deci atât de frumos a pieptănat, s-a descurcat. A arătat super bine. De dimineață când m-am trezit chiar era foarte ok. Nici nu s-a mai ondulat așa. Oricum l-am uscat la perie, dar zic că eu având părul ondulat, se ondulează chiar dacă îl usuc la perie. Mi se pare foarte, foarte interesantă chestia asta, că într-adevăr acționează și pe partea asta de strălucire, dar și de hidratare, cumva, zici că mi-a închis cuticula, nu știu dacă vedeți acolo, dar firul de păr e foarte potolit, foarte cumințit așa, îmi place tare mult și preșamponare îl aplic aici pe scalp, îl las, nu știu, vreo, depinde cum am timp, între jumătate de oră și două ore, dacă știu că am de editat toată ziua, îl pun de dimineață și stau cu el pe scalp toată ziua, dacă n-am timp la dispoziție, las acolo 10-15-20 de minute, jumătate de oră și el își face treaba. Abia aștept să revin cu păreri la voi. Vedeți că este consumat pentru că i-am dat și mamei mele să-l testeze și ea și să vin la voi cu păreri și din partea ei, deci de la două persoane. Eu sunt extraordinar de încântată și cam asta, măi, oameni buni, cam asta voiam să vă spun. Ăsta o să fie vlogul. Mă apuc să... Ce, mami? Ce s-a întâmplat tu? Nu știu dacă vă imaginați, dar Garfi, ia asta să vă arăt. Încă mă obișnuiesc cu camera asta, îmi pare rău dacă se mai întrerupe, nu am ce să-i fac, sunt în procesul de acomodare. Garfi stă acolo, pe dulapul de la bucătărie, iar Florinel, uite-l, acolo. Așteaptă să îi dau și lui ceva mâncare, pentru că el are, de fapt, sunt bobițele acolo, dar ar vrea și altceva, pentru că așa l-am obișnuit, îi mai dăm și niște cărniță, mai scapă pe la mușchi, pe la snack-urile lui Garfi și așa mai departe. Da, ăsta a fost vlogul, mă pun să îl editez și o să încep altul de, nu de mâine, că mâine am treabă, de miercuri. Poate vă iau cu mine când merg la ortodont, joi o să mergem la caravana de M și la zilele, la ziua Marinei, sper, ca așa v-am zis anul trecut în Vlogmas, că mergem de 1 decembrie, că mergem la parada aceea, numai la paradă n-am ajuns noi la ora 12, dar poate anul ăsta o să fie diferit și voi fi și eu, măcar o dată în viața mea, matinală. Bine că m-am trezit în ziua anunții, că... Ce ar mai fi fost? În fine, gata, v-am lăsat. Sper că v-a plăcut vlogul ăsta. A fost așa mai pe relaxare, mai pe vorbă multă. Îmi spuneți ce părere aveți despre orice, despre ce fac eu aici, despre lucrurile pe care vi le arăt, despre informații sau orice altceva. V-am lăsat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!